Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, a venit și ora finalei mari a Ligii Elitelor, ediția 2023, 2022-2023, o serie a care mai poate rapid București, CSEA Steaua, Dunărea Călăraș și Progresul Spartac. Atacă Paroșete, gol! Gol, minutul 9, deschidere de scor pentru formația pregătită de Stele Banuti. Revedem această fază excelentă. Incursiunea lui Justin Doicaru, șeptarul Dragoș Găină și numărul 11 Constantin Ciolacu, periculoși craiovenii pe partea stângă, centrare și gol! Minutul 13, 1-1, Craiova restabilește egalitatea. Verbă lovitură de cap. Dacă parul și e penalti, minutul 14. Așadar, Alexandru Stoian față-înfață cu Matei Vancea, minutul 15. Și este gol pentru Farul. Excelent executat acest penalti. Scapă Craiova pe contră și pare surprinsă Farul. Să vedem cum va decurge această fază. Atacă pe centru. Pasă excepțională. Gol! Marcat de șeptarul Dragoș Găină. Ce contraatac! Ce contraatac reușește Craiova, minutul 50, excepțional contraatac, revedem această acțiune. Doicaru execută pe poartă, ohoho! Ce reușită, minutul 54, revedem execuția senzațională. Avramescu a fost la primire, ce scuze. Avramescu putea să lase acel balon. Continuă Avramescu, angajat în careu, acolo periculos și apără Vancea. Iată, fac semne disperate cei de pe banca de rezerve a Craiovei să se urce. Iată, un șut acum și ocazie, nu se poate așa ceva. Iată, pe pătru ține de minge, între doi adversari, excelent control al balonului, centrează până la urmă și ocazie mare. Din 7 metri, 8 metri, urmează bucuria pentru jucătorii constanțeni, campion la sub 16 ani.